Bine v-am găsit pe canalul meu, Povești Creștine. În această zi vreau să vă spun o poveste foarte interesantă și cu tâlc, care sper să ne pună întrebări la fiecare. Voi citi mai întâi Psalmul 37 cu 23 și cu 24. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, ne se doboră de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Se spune că un tânăr a venit la un bătrân înțelept și l-a întrebat: care e diferența într-o viață trăită cu și pentru Isus sau o viață fără Isus sau și cu Isus și cu lumea? Bătrânul l-a pus într-o groapă adâncă și a spus să se ridice singur. Tânărul a încercat, s-a urcat pe pereți, a sărit, dar nu a putut. A strigat la bătrân că singur nu poate ieși și că are nevoie de ajutor. Apoi, bătrânul i-a dat o scară veche și ruptă. Tânărul a încercat să urce pe ea, dar de fiecare dată când urca, se rupea câte ceva. Apoi, bătrânul i-a dat o scară nouă și împunătoare și tânărul s-a urcat imediat. Vezi, singur nu ai putut să te ridici în groapă. Așa e și viața. Fără Iisus, nu poți să te salvezi singur. Încerci, dar apoi îți dai seama că nu poți și strigi după ajutor așa cum ai strigat și tu la mine să te ajut să te ridici. Apoi, ți-am dat o scară veche. Asta e viața și cu Iisus, dar și cu lumea. Tu ești credincios, dar între tine și Dumnezeu intervine câte ceva. Nu știu, poate un lucru, o pasiune, o muzică. Apoi, ți-am dat o scară nouă. Asta e viața trăită cu Iisus și pentru Iisus. Ori de câte ori cazi, Domnul Iisus te va ajuta mereu, dacă îi ceri ajutorul și dacă îl cauți cu o inimă curată. Cred că fiecare ar trebui să ne punem această întrebare. Trăiesc eu cu și pentru Iisus cu toată inima sau am inima împărțită? Ați văzut și în poveste, dacă suntem credincioși și sinceri, Domnul ne ajută. Vă rog să vă luați fiecare Biblia și să citim împreună Psalmul 40 de la 1 la versetul 4. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întrăit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au crezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Amin. Puterea rugăciunii. Într-o zi s-au întâlnit într-o bibliotecă trei creștini. Pătrunși de frumusețea cărților pe care le citeau, niciunul nu a observat când s-a făcut seară. Când doar ei mai rămăseseră în bibliotecă, au început să discute aprins despre ceea ce citiseră peste zi. Deodată, lumina s-a stins și au rămas cufundat în întuneric. Unul zise: haide să ne rugăm, să spunem fiecare Tatăl nostru și poate Dumnezeu se va îndura de cel care se roagă mai frumos și lumina se va aprinde. Celalți doi au fost imediat de acord. Primul a început să se roage. Ruga sa a fost atât de frumos pusă, dar camera a rămas în continuare în întuneric. Atunci s-a rugat și al doilea. Rugăciunea lui nu putea să nu te impresioneze. Cuvintele veneau din suflet, puse cu multe evlavie, dar lumina a rămas tot stinsă. În sfârșit, a început și cel de-a treia să-și spună rugăciunea. Doar că, în timp ce rostea cuvintele cu smerenie, liniștit și cu grijă, s-a ridicat de la masa unde se aflau toți, a plecat încet, pe bâșbâite, spre intrare, a găsit tablou electric, a schimbat siguranța, s-a întors. În timp ce își încheia rugăciunea spunând amin, întreaga încăpere fu inundată de lumină. Apropiindu-se de prietenii săi, nedumeriți, le spuse, arătându-le Biblia de pe masă: mai devreme, citeam din Sfânta Scriptură. Când s-a stins lumina, eram tocmai la versetul care spune: mântuirea și rugăciunea nu stau numai în vorbe. Amin. Răsplata. Într-un sat de munte, era un om vestit pentru hârnicia sa. Dar, pe cât de muncitor era omul, pe atât de leneș era fiul său. Toată ziua ar fi stat degeaba și tot nu s-ar fi plictisit. Numai că, într-o după-amiază, se duse la tatăl său și spuse: tată, am văzut pe uliță niște băieți încălțați cu ghete noi, foarte frumoase. Aș vrea și eu așa ghete.
Măi băiete, i-a răspuns omul, dacă ai muncit și tu cât de puțin, ți-aș da banii. Dar așa pe degeaba, zici și tu, e drept? N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat supărat. Tare și-ar fi dorit asemenea ghete, așa că, a doua zi, iar s-a dus să ceară banii tatălui său. Dar și de data aceasta, părintele l-a refuzat. Când a venit și a treia zi să-i ceară bani, țăranul a spus, uite măi băiete, văd că nu mai scap de tine. Eu am treabă aici, în grădină, dar în pod e o grămadă mare de grâu, ce trebuie vânturat. Că altfel se umezește și se strică. Pune mâna pe lopată, vântură tu grâul și pe urmă vino aici să-ți dau banii să-ți cumperi ghetele. N-a mai putut băiatul de bucurie, s-a urcat repede în podul casei, dar nu prea trăgea inima la muncă, așa că s-a culcat pe un braț de fân, a tras un pui de somn, după care a legat în curte strigând. Gata, tătucă, am vânturat-o grâul, acum îmi dai banii? Nu, a răspuns omul categoric. Te-am spus să vânturi grâul, nu să pierzi vremea. Treci în pod și fă ce ți-am spus. A plecat iar băiatul, dar nu putea înțelege de unde știa tatăl că nu vânturase grâul. Probabil că l-a surprins dormind și nu l-a trezit. Că altfel nu se poate. Așa că după ce s-a urcat iarăși în podul casei, s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu. A stat el preț de jumătate de ceas cu ochii ațintiți spre tatăl său, care muncea de zor în curte și socotind că de ajuns, se duce iar în grădină. Tată, am terminat toată treaba, n-a mai rămas niciun bob de grâu neîntors. Acum îmi dai banii? Măi băiete, după ce că ești leneș, mai ești și un mare mincinos. Nu ți-e rușine? Să știi că dacă nici de data asta nu te duci în pod și nu faci treaba cum se cuvine, nu mai vezi nicio gheată, ai înțeles? Când văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod. A pus mâna pe lopată și a început să vânture grâul. Dar, cum a băgat lopata în grămadă, a găsit ascunsă într-o pereche de ghete noi nunțe, exact așa cum își dorea el. De bucurat, s-a bucurat, cum era și de așteptat. De-a nas, celași timp, crăpa obrazul de rușine pentru minciunile sale de mai înainte. Fără să-l mai pună nimeni, a vânturat tot grâul, după care s-a dus în grădină să se ajute tatăl. Acum simțea, într-adevăr că merită ghetele, dar, mai mult decât atât, simțea cât de bine este să fie alături de părinți să-i ajuți. Creșteți-vă copiii în învățătură și înțelepciunea Domnului. Căința păcătosului. La marginea unui râu, un țăran rău vrea cu orice chip să scape de câinele său, deși acesta era un animal bun și recunoscător. Luându-l în brațe, l-a aruncat în apă, crezând că animalul se va neca și se va scăpa de el, însă, bietul câine a notat cu greu până la mal, după care s-a așezat cu minte la picioare stăpânului său. Acesta, supărat că nu reușise, l-a împins înapoi în apă, dar câinele a ieșit iar. De-a dreptul furios, țăranul a ridicat din nou animalul în brațe, dar având să arunce cât mai departe, a alunecat pe malul noiros și s-a prăvălit cu două câine în apă. Neșind să nuate, a început să țipe să se zbată, însă se ducă cu totul la fund, a simțit cum cineva îl apucă de gulerul hainei și îl trage încet spre mal. Scos din apă mai mult de mor decât viu, ud tot și speriat, omul a înțeles că i-a scăpat viața tocmai câinele pe care încercase să-l omoare. Rușinea i-a cuprins sufletul. I-a mulțumit lui Dumnezeu că au scăpat amândoi cu viață, după care și-a mângâiat cu recunoștință câinele atât de credincios. Și-au plecat împreună în sat. În sinea sa, omul a jurat să nu mai dorească niciodată rău vreunui suflet. Facerea lumii. Pe un drum de munte s-au întâlnit doi țărani. Unul dintre ei, mai răutăcios, l-a întrebat pe celălalt. Am auzit că mergi des la biserică și că te rogi mult. Dar de unde știi tu că există Dumnezeu? Ca și când l-ar fi auzit, celălalt țăran l-a întrebat la rândul său. Spune, crezi că vitele noastre au fost astăzi la pășune? Da, cu siguranță. Privește pământul moale, este plin de urmele lor. E, acum privește și tu soarele ce tocmai a răsărit peste dealuri. Privește pădurea înverzită din fața noastră. Privește pe tine și pe oamenii din jurul tău. Toate acestea sunt urmele mâinilor lui Dumnezeu, atotputernicul și atotștiutorul. Cum să fi fost făcute toate acestea, dacă nu din iubirea lui Dumnezeu? Și pentru ce să se le fi făcut el așa cum sunt, dacă nu tot pentru iubire? Mai încheapă îndoială? Unicul adevăr este iubirea. Iubirea este aceea care dă viață și căldură.
care inspiră și călăuzește. Iubirea este sigiliul pus creației, semnătura creatorului. Iubirea explică lucrul mâinilor sale. După ce am muncit câteva ceasuri pe un câmp, un țăran s-a așezat la umbra unui pom să se odihnească. Deodată, lângă el a venit în zbor o rață sălbatică, s-a oprit chiar la alături, să ciugulească boabele căzute pe ogor. Ușor, țăranul și-a scos căciula și, zdup, a prins pasărea. Ce noroc pe capul meu, și-a zis, o să fac un foc de vreascuri și o să păzesc rața asta. Să vezi ce bun o să fie. Dar în timp ce încerca să scoată pasărea de sub căciulă, aceasta se strecură repede pe lângă mâna omului și când s-a imitat în zbor, dus a fost. Privind cu necaz după ea, țăranul mai zis, oh, ce suflet bun am! Sper ca Dumnezeu să vadă cum am îndurat de pasărea aceasta, dându-i drumul, să mă răsplătească pentru binele pe care l-am făcut. Oare ce răsplată ar fi meritat un asemenea om? Cel ce încearcă să ascundă un păcat cu un alt păcat, o minciună cu o altă minciună, un rău cu un alt rău, acela singur se păcălește. Așa cum întunericul se alungă doar cu lumină, tot astfel răul nu poate fi alungat decât cu bine. Păcatul este nedreptate. Cine păcătuiește, fie se nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul. Dragostea călugărului. Pe un drum, un câine a sărit la un om și a început să latre. Omul însă a pus imediat mâna pe piatră și a aruncat după animal. Câinele s-a ferit și ce să vezi, a sărit și mai tare la om, gata, gata să-l muște. Sperea rău, omul a mai apucat doar să intre într-o curte să tântească poarta. Acum stătea acolo, în timp ce câinele urla la el. Chiar în acest timp, a trecut pe stradă și un călugăr. Văzându-l, câinele a sărit la părintre, lătrând și arătându-și colții. Liniștit, călugărul a scos o bucată de pâine din traistă și a întins-o cățelului. Imediat, acesta a început să latre. S-a apropiat ușor-ușor și, dându-și seama de bunătatea omului, a luat bucățica de pâine chiar din mâna acestuia și a început să o mănânce de zor. Apoi, s-a așezat lângă călugăr dând din coadă. Vezi, omule, i-a spus părintele celui din spatele gardului, bunătatea naște totdeauna bunătate. Dacă tu ai fost rău cu câinele, cum ai vrea fi vrut să fie el cu tine? Hai, vino și mângă-l, să nu mai faci niciodată un rău. Casa Domnului. Într-o seară de iarnă, o tânără familie stătea în jurul mesei. Tatăl era trist și apăsat de griji, iar mama plângea, ținându-și în față, în palme. Fetița lor, cea mai mică, mirată de această situație, se apropie încet și întrebă, mamă, de ce plângi, fata mea? Sunt zile grele, nu mai avem bani și nu mai putem trăi în această casă, așa că vom vinde. Mâine va trebui să ne mutăm într-o casă mult mai mică, de aceea plâng, fiindcă ne este greu să plecăm din acest loc minunat, unde am trăit în niște atâția ani, să ne mutăm într-o casă sărăcăcioasă și cabai de ea. Dar, mamă, nu locuiește Dumnezeu și în casa aceea săracă în care ne vom muta? Mirați de credința copilei și de adevărul spus de aceasta, părinții au înțeles că, în viață, greutățile și necazurile de orice fel încolțe sufletul omului, dar credința și speranța nu trebuie niciodată uitate, fiindcă doar cu ele în suflet, drumul spinos al vieții este bătut mai ușor. Dragoste de mamă. O tânără domnișoară s-a întors acasă într-o după-amiază. A avusese o zi grea, cu multe probleme, și acum era obosită și supărată. Mama ei, femeie în vârstă, s-a grăbit să iasă în întâmpinare. S-au așezat împreună la masă, dar, ca orice mamă, a văzut de îndată tristețea din sufletul fetei și a căutat să o liniștească. Mai las-mă în pace, mamă! Crezi că toate se pot rezolva așa, cu una, cu două? Nici nu știi despre ce-i vorba. Dar îmi poți povesti, răspuns cu răbdare, mamă. Poate te-aș putea ajuta cu... Cu ce să mă ajuți? Cu sfaturi? M-am săturat de atâtea întrebări și sfaturi. Lasă-mă în pace! A mai strigat tânăra fată și a plecat în grabă trântind ușa. Spre seară, s-a mai liniștit și a dat seama de greșeala ei, de supărarea pe care o pricinuise, cu siguranță, mamei s-a întors înapoi. Acasă, însă, și-a găsit mama așteptând în fotoliu din fața ferestrei, cu capul pe piept, de parcă a fi adormit. Dar ea murise. Murise de inimă chiar în după amiaza aceea. Zadarnic au fost lacrimile ce au urmat, zadarnic a fost toată durerea fetei.
mama murise și ultimele cuvinte pe care le auzise la copilul ei au fost: lasă-mă în pace. Acest lucru o durea cel mai tare pe tânăra fată. Mama murise fără ca ea să-i fi spus de fapt cât de mult o iubește, cât de nevoie are de prezența ei, de sfaturile ei, de dragostea ei, de dragostea ei de mamă. Ecoul vieții. Aflându-se într-o excursie pe munte, o tânără familie a poposit într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei și a strigat de ciudă: te urăsc! Dar imediat, un glas puternic a răspuns: te urăsc, te urăsc! Speria copilul, a alergat în casă și a povestit tatălui toată pățania, spunându-i că, afară, cineva strigă la el că-l urăște. Au mers împreună la loc cu pricina, unde tatăl i-a spus fiului său: aici erai când ai auzit că cineva te urăște? Da, ia spune-i că-l iubești. Te iubesc, a strigat copilul și de îndată voile i-au răspuns: te iubesc, te iubesc. Ține minte, i-a mai zis tatăl, așa este și în viață. Dacă ești un om rău, mai răutate vei întâlni. Dar dacă ești un om bun și te porți frumos cu ceilalți, atunci doar dragoste vei găsi la tu pasul. Și dacă nu vei fi iubit întotdeauna de către oameni, în schimb, dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Să nu uiți asta. Omul milostiv. Într-o școală de la țară, la ora de religie, un copil l-a întrebat pe profesor, care le vorbea despre milă: domnul, dar eu, care sunt sărac și nu am ce să dau, cum să fac eu milostenie? Dacă aș avea și eu mai mulți bani, aș da cu dragă inimă, dar așa... Fiule, nu asta înseamnă milă. Uite, de exemplu, ieri dimineață, plecând cu treburi, am văzut-o pe drum pe mama ta, ieșind din curte și ajutând până acasă o bătrână, ce se ostenea cu o legătură de lemne. Mai târziu, am zărit-o iarăși, îndrumând un călător ce se rătăcise și... chiar dacă nu l-a putut ospăta, un sfat bun și o carnă cu apă rece s-au găsit și pentru el. Când vecina de alături a plecat în târg cu trebul, i-a lăsat în grijă copilul cel mic. Spre seară, când doi setâni se certau în drum, a ieșit și cu vorbe frumoase și a împăcat: vezi tu, acum ce este mila? Chiar dacă nu ai bani să dai și celorlalți, nimic nu te împiedică să-i ajuți cu atât cât poți. Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet. Adevăratele minuni. Un tânăr fără credință spunea mereu că el nu crede în minuni, dar într-o zi, mergând pe stradă, a întâlnit un om care, plimbându-se încet, se oprea la topasul și privind în dreapta și stânga, exclama într-una: Doamne, ce minune! Ce minunățime a fost dat să văd! Ei, nu te supăra, a întrebat necredinciosul. De la ce te uiști, te minunezi așa de tare? Cum la ce? La floarea asta minunată, la copacul de acolo... Oh, și uite, privește norii, cât sunt de frumoși! Dar ce ți-e, omule? Mai spune credinciosul. N-am mai văzut flori sau copaci până acum. Ce? Până acum nu te-ai mai uitat vreodată pe cer să vezi norile și păsările zburând? Nu, a răspuns omul. Vezi, dumneata, până astăzi am fost orb din naștere. Însă, cu o săptămână în urmă, familia m-a adus în acest oraș la un medic celebru, care m-a operat și m-a îngrijit cu multe dragoste. Era dimineață. Mi-a scos bandajele de la ochi și după ce a văzut că nu mai am nimic și m-am vindecat complet, m-a lăsat să plec. De când am ieșit din spital, mă plimbase pe străzi și nu mă mai satu să privesc atâtea lucruri frumoase, atâtea minuni. Dumneata, poate că, văzând în fiecare zi florile, copacii, oamenii din jurul tău, nici nu mai realizezi cât este de minunată această lume, cât este de uimitoare. Dar eu o văd pentru prima oară și crede-mă, niciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le-a creat și pentru faptul că mi-a ajutat să pot în sfârșit să le văd și eu să mă bucur de ele. În sufletul său, omul necredincios până atunci a înțeles că nu lumea era divină, ci el. Toate erau pline de frumusețe, toate erau minuni, dar el nu știa să le vadă. Trecea pe lângă ele fără să le observe. O mână de ajutor. În timpul unei campanii militare, un pluton muncea la repararea unei căi ferate distruse de bombardament. Câțiva soldați, deși se străduiau, nu puteau clinti un stâlp greu, căzut peste șine. Alături, caporalul striga la ei, ocărându-i pentru neputința lor. Trecând pe acolo, un om l-a întrebat: de ce nu-i ajut și dumneata?
Eu sunt caporalul. Eu supraveghez și comand. Ei trebuie să muncească. Străinul n-a mai spus nimic, dar și-a scos haina și a început să tragă și-l cot la cot cu soldații de un capăt al stâlpului. După un scurt timp, au reușit să elibereze șinele. Încântați de reușită, soldații au mulțumit străinului, care, luându-și haina să plece, i-a mai spus caporalului: dacă va mai fi nevoie, să mă chema și altă dată. Da? Zise îmbașocură caporalul. Dar cine ești dumneata? Eu sunt generalul acestei divizii. Pentru un sac de bani. În timpul unui război, un colonel a fost grav rănit și dus de urgență la cel mai apropiat spital, unde a fost îngrijit cât se poate de bine. Dar după un timp, acesta observă că la acela în capăt al salonului se aflau două patru cu bolnavi de care nimeni nu se apropia, nici măcar vreun doctor. O singură călugăriță stătea mereu cu ei și îngrija cu multă dragoste, căutând să nu le lipsească nimic și rugându-se încetat. Întrebând de ce sunt bolnavi de la capătul salonului atât de izolați, colonelul a rămas mui de uimire, aflând că oamenii aceia suferă de o boală fără leac și că în scurt timp vor muri. Nimeni nu se apropia de bolnav de teamă să nu se mulipsească. Bine, a mai întrebat colonelul, dar călugărița care stă mereu împreună cu ei și îngrijește, nu e frică că se îmbolnăvește? Desigur că era sănătoasă, răspuns un doctor, dar acum s-ar putea să fie îmbolnăvit și ea. Noi n-am lăsat-o să se apropie, dar ea a insistat, spunând că cineva trebuie să îngrijească și pe oamenii aceia. Doamne, a mai strămat colonelul, n-aș face așa ceva nici pentru un sac de bani. Din cea în capăt al salonului, călugărița l-a auzit și, întorcându-se spre colonel, răspuns liniștită și cu zâmbetul pe buze. Nici eu n-aș face acest lucru pentru un sac cu bani. Îl fac însă pentru o răsplată mult mai mare, pentru mulțumirea pe care o citesc în ochii acestor oameni sărmani pe care pot să-i ajut, pentru răsplata pe care ne-o va da Dumnezeu fiecăruia dintre noi, după meritul nostru. Povestea unui băiețel. În timp ce un om își schimba roata de la mașina nouă, băiețelul lui de 4 ani a luat o piatră ascuțită și a început să zgârie aripa mașinii. Mânios, bărbatul a luat mâna copilului și l-a lovit peste ea de mai multe ori, fără să-ți dea seama că avea mână o cheie. La spital, copilul și-a pierdut toate degetele din cauza numeroaselor fracturi. Când și-a văzut tatăl, copilul a întrebat cu ochii plini de durere: tati, îmi vor crește degetele la loc? Bărbatul a rămas împietrit de durere. S-a întors la mașină și a lovit-o de mai multe ori. Devastat de propriile lui fapte, stând în fața mașinii, s-a uitat la zgârieturi. Băiețelul scrisese: tati, te iubesc. Mânia și dragostea nu au limite. Alege-o pe cea din urmă. Pentru a avea o viață minunată, lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oamenii pentru a fi iubiți. Dar problema lumii de astăzi este că oamenii sunt folosiți și lucrurile sunt iubite. În timpul acestui an, să fim atenți, să ne amintim. Lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oamenii pentru a fi iubiți. Se spune că era odată un om care se ruga mult lui Dumnezeu. Dar într-o zi, pe când stătea el în genunchi și se ruga, înconjurat de multe cărți, un șoricel a ieșit într-o gaură, s-a apropiat încet de el și a început să răunțe talpa încălțămintei. Omul a făcut ochii mari și a strigat furios la șoricel: de ce mă deranjezi la rugăciune? Mi-e foame, a răspuns șoricelul. Pleacă de aici, jivină scârboasă, a strigat omul. Acum vorbesc cu Dumnezeu, mă rog. Cum poți să vorbești frumos cu Dumnezeu? Răspuns șoricelul. Dacă nu știi să vorbești frumos cu un șoricel neputincios. Așadar, dacă vrem să ne asculte Dumnezeu rugăciunea, să fim atenți cu vorbim cu șoriceii, iar dacă nu avem șoricei prin preajmă, să fim atenți cu vorbim cu semenii, căci aceștia, dacă le vom vorbi urât, ne vor veni în gând la rugăciune și nu ne vor da pace. Cum poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă nu iubești pe aproapele pe care îl vezi? 1 Ioan 4:20. Criminalul. La începutul primului război mondial, pe vârful unui munte se afla cea mai temută închisoare. Nimeni nu reușise să se evadeze vreodată de acolo.
În general, cei trimiși aici erau fie condamnați la moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave, fie ispășeau o pedapsă foarte mare. Deși era atât de bine păzită, într-o seară un criminal a scăpat. Toată noaptea gardienii l-au hăituit cu câini, însă dimineața i-au pierdut turma într-o pădure. Fugarul, obosit după atâta goană, a văzut într-o poiană o luminiță la fereastra unei case. Desigur că acolo putea găsi ceva de mâncare și haine. Cu disperare, a nevăluit în odaia mică, unde o imagine cu totul neașteptată îl țintuie în loc. O tânără femeie plângea lângă un copilaș micuț, care, de asemenea, scâncea. Pe masa goală, un rest de lumânare lăsa în mica încăpere o lumină slabă, în care se vedea totuși chipul palid și slăbit al femeii. Parcă trezit dintr-un coșmar, evadat o îndemnă pe tânăra mamă să nu se sperie. Se așeză alături și o întrebă ce probleme o fac atât de nefericită. Aceasta, printre lacrimi, i-a răspuns că soțul ei a murit pe front, că nu mai are niciun ban și că de foame și de frig copilașul s-a îmbolnăvit. Lasă, femeie, îi spuse pușcăreașul, o să te ajut eu. Nu vreau să fur pentru mine și nici să sufere cineva nu doresc. Nu-ți face griji, nu va suferi nimeni, i-a răspuns omul și a luat-o pe femeie cu el. Când a ajuns împreună în fața poliției, acesta l-a întrebat mirată. Ce faci? Lasă, ți-am spus că nu o să sufere nimeni. Vino! Intrând cu ea în clădirea poliției, omul s-a predat. Iar când șeful poliției a venit să vadă cu ochii lui dacă periculosul pușcăreaș este, în sfârșit prins, acesta îi spuse. Femeia aceasta m-a găsit în casa ei, când încercam să fur câte ceva și m-a adus aici. De recompensa pusă pe capul meu, o merită. Cu lacrimi de recunoștință în ochi, femeia n-a mai spus nimic. Era o recompensă foarte mare, deoarece puțin credeau că cineva l-ar mai putea prinde și preda pe criminal. Bucuros că l-avea acum prizonier, șeful poliției a plătit imediat femeii suma enormă, după care l-a trimis pe fugar înapoi la închisoare sub pază strictă. După câteva zile, însă, femeia, cerând o audiență la directorul pușcăriei, i-a povestit acestuia totul, așa cum se întâmplase cu adevărat, uimit de bunătatea deținutului său cu ocazia sfântului Crăciun ce se apropia, directorul l-a agrațiat, căci era obiceiul ca, odată pe an, să fie liberat pușcăriașul care s-a purtat cel mai bine. Timpul a dovedit că omul acela se schimbase cu adevărat, căci niciodată nu a mai făcut ceva rău. Oamenii trebuie să ajute unii pe alții. Dacă un asemenea om, cu lanțuri la mâini și la picioare, obosit și dornic de libertate, și care ducea cu el o groază de păcate, a putut să o ajute pe femeia aceea, cu atât mai mult, noi putem ajuta pe cei din jurul nostru. Și nu e zi fără să nu se livească un asemenea prilej. Nu trebuie decât să-l vedem. Cel ce înșală, cu mult timp în urmă, a trăit un boier tare bun. Într-o zi, l-a chemat la el pe un țăran și a spus: uite, omule, fiindcă știu că familia ta o duce destul de greu, vreau să te ajut. Îți dau de muncă și te plătesc foarte bine. Vrei să lucrezi pentru mine? Sigur, boierule, a răspuns omul bucuros. Ce trebuie să fac? Să-mi construiești o casă la marginea pădurii. Țăranul a plecat bucuros și chiar în acea zi s-a apucat de treabă. Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere, însă omul ce și-a spus: e, și așa nu mă vede, ce ar fi eu să-l înșel? Și în loc să facă totul așa cum ar fi trebuit, a început să cumpere lucruri ieftine și proaste, să cheltuiască banii ce rămâneau. Când a terminat, casa arăta foarte frumos prin afară, dar țăranul știa că n-o făcuse bine și că destul de repede ea se va strica. Când i-a arătat casa boierului, acesta i-a spus: fiindcă știu că tu și familia ta locuiți într-o cocioabă mică, îți fac cadou această casă. De aia te-am lăsat pe tine să o construiești și ți-am spus acum, la sfârșit, tocmai pentru ca bucuria voastră să fie mai mare. Acum și-a dat seama omul de greșeala sa. A vrut să-l înșele pe altul și de fapt singur s-a înșelat. Dacă ar fi fost cinstit și s-ar fi văzut de treabă și ar fi făcut un bine lui și familiei sale. Acum însă, părerile de rău nu mai puteau îndrepta nimic. Copilul bine crescut. Într-un sat din câmpie s-au întâlnit la fântână trei femei. Două dintre ele nu încetau să-și laude băieții, cea de-a treia însă nu spunea nimic, cu toate că avea și ea un băiat de care nu s-ar fi putut plânge. Au luat cele trei femei câte o găleată cu apă și au plecat împreună înapoi, spre casă. Pe drum s-au întâlnit cu cei trei copii care se jucau într-o livadă. Ia uite-l pe al meu, a zis prima femeie, e așa de puternic, dar al meu, zice a doua,
e priceput la toate. Nici această dată, cea de treia femeie nu a spus nimic, însă copilul ei, văzându-și mama, s-a grăbit să vină și el să ia la el o găleată. Ceilalți doi băieți au început să râdă și au rămas să joace mai departe. Acum se vedea adevărul. Din modestie, cea de-a treia femeie nu se lăudase cu feciorul său, dar în locul ei vorbeau faptele. Încrederea. Un om călătorea pe un drum de țară împreună cu soția sa. Obosit de atât a mers și văzând că îi prinde noaptea pe drum, cei doi călători au vrut să tragă la un han. Dar hangiu, om rău, a refuzat să-i primească, spunându-le că nu mai are camere libere. Nevasta omului se arăta nemulțumită. Ei, lasă femeie, încerca să o liniștească omul. Lasă, că știe Dumnezeu ce mai bine. Măi omule, zise atunci femeia sa, dar ce poate fi bine când uite, nu avem unde să stăm peste noapte. În sfârșit, au plecat mai departe și spre bucuria lor au întâlnit un țăran, om sărac, dar bun la suflet. Văzând că a prins noaptea pe drum, țăranul i-a primit cu drag în căsuța lui. Dar a doua zi dimineața, când au avut să plece mai departe, țăranul a dat o veste uluitoare celor doi călători. Peste noapte, hanul fusese atacat de hoți, care jefuiseră pe toți călătorii. Vezi? I-a mai spus omul femeii. Trebuie să avem încredere în felul în care Dumnezeu le rânduiește pe toate. Ții minte ce ți-am spus aseară? Lasă! Știe Dumnezeu ce mai bine! Lista de cumpărături. Louis, o femeie îmbrăcată, sărăcăcios, cu o privire de om învins, a intrat într-o zi într-o băcănie. S-a apropiat de stăpânul magazinului, într-un mod foarte umil, și a întrebat dacă nu putea să-i dea și ei pe datorie câteva alimente. I-a explicat cu glas ușor că soțul ei era foarte bolnav și că nu putea munci și că aveau și 7 copii care trebuiau hrăniți. John, băcanul, a privit-o de sus și a cerut să părăsească imediat magazinul său. Având însă în gând nevoile familiei sale, femeia i-a mai spus: vă rog, domnule, o să vă aduc banii înapoi, de îndată ce voi putea. John, însă, îi spuse că nu poate da pe datorie, pentru că nu are credit deschis la magazinul său. Lângă tejghea se mai afla încă un client, care a auzit discuția dintre cei doi. Clientul făcu câțiva pași înainte și spuse băcanului că o să acopere costurile pentru orice are această femeie nevoie. Băcanul răspunse parcă în silă: ai o listă cu cumpărăturile de care ai nevoie? Louis a răspuns: da, domnule. Ok, spuse băcanul, atunci pun-o pe cântar și o să-ți dau marfa de aceeași greutate cu lista dumitale. Louis, ezându-n o clipă, cu privirea în jos, băcă mâna în geantă, scoase o bucățică de hârtie pe care scrise ceva în grabă, apoi puse cu grijă biletul pe cântar cu privirea tot aplecată. Ochii băcanului și acelui în client priveau plin de uimire cum cântarul stătea înclinat în partea cu hârtia. Băcanul, privind la cântar, s-a întors ușor către client și spuse mormâind: nu-mi vine să cred. Clientul a zâmbit, iar băcanul a început să tot pună pe cântar alimente. Cântarul tot nu se echilibra, așa încât acesta tot punea pe la alimente, din ce în ce mai multe, până când pe cântar nu a mai rîncăput nimic. Băcanul ședea privind cu degust. În fine, smulse bucățica de hârtie de pe cântar și o privi cu mare uimire. Nu era vorba de o listă de cumpărături, și era o rugăciune care spune așa: iubite Doamne, Tu cunoști nevoile, așa că eu le pun în mâinile Tale. Băcanul îi dădu femeii alimentele și privea în continuare tăcut, înmărmurit. Louis îi mulțumi și plecă din magazin. Cilan client îi dădu băcanului o hârtie de $50 și spuse: a meritat toți banii, numai Dumnezeu știe ce greutate are o rugăciune. Plecând pe o stradă, a văzut în fața unui biserici un bătrân sărman, cerșetor ce trăia din milostenia credincioșilor. De bătrân s-a apropiat o fetiță care a întins câțiva bănuți. Impresionat de gestul ei, trecătorul a întrebat-o pe copilă: spune, de ce ai dat bătrânului bănuții tăi? Știți, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deși muncește mult, nu prea are bani, așa că o ducem destul de rău. Dar aseară, mama mi-a spus că, atunci când faci un bine, Dumnezeu te răsplătește negreșit. Așa că azi am luat bănuții aceștia pe care eu i-am strâns și am dat bătrânului din fața bisericii. El are cu siguranță multă nevoie de ei.
iar Dumnezeu, fiindcă a făcut un bine, se va îndura și de mine. Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat tot ce își dorește cel mai mult. O, a spus fetița, aș vrea un cojocel, că vine iarna și va fi foarte frig. Știți, anul trecut am răcit rău de tot, fiindcă nu am umblat bine îmbrăcată, dar Dumnezeu mi-a ajutat și m-a sănătoșit. Mama a vrut să-mi cumpere un cojocel, dar e tare scump și nu se poate. E, uite că se poate, i-a mai spus omul, vină cu mine. Ajuns în fața unui magazin mare, ce s-a aflat peste drum, omul i-a cumpărat fetei un cojocel călduros și tare frumos. Fetița nu știa cum să-i mai mulțumească străinului care se îndurease de ea. Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut dreptate. Dumnezeu totdeauna răsplătește pentru binele făcut. Tu l-ai ajutat pe bătrân, iar Domnul mi-a dat mie ocazia să te întâlnesc tocmai în acest ceas. Eu te-am ajutat acum pe tine și fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta și mie mai târziu, fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe ceilalți și Dumnezeu ne ajută pe noi.